Ne aflăm în Pinacoteca Colegiului Național de Omiza San, pentru a comemora 43 de ani de la moartea lui Marius Bunescu, pictor român născut în Caracal. Numele lui Marius Bunescu este legat de arta românească, atât prin faptul că, așa după cum știm, a fost pictor, grafician, dar și prin faptul că a organizat sau a înființat diferite galerii de artă plastică sau muzee bucureșteni. Mai multe informații despre tinerețea, viața și modul în care a reușit să-și împlinească visul Marius Bunescu o să ne dea colega noastră de la Biblioteca Virgilia Mocor, Mihaela Rețan. Dragii mei, cum puteam să încep cu un material despre viața tutorului Marius Bunescu decât folosind vorbele sale? Am venit pe lume la 15 mai 1881. Părinții locuiau în Caracal, pe un drum cu arbori centenari, care legam pe din vechime Carpații cu Dunărea, făcând cruce în mijlocul târgului cu celălalt drum, cele care săritul de apusul său. Deși se naște într-o familie cu posibilități materiale modeste, tatăl cismar, mama țesătoare de covoare, talentul său se va dovedi în timp a fi unul de necontestat. Așa cum spunea chiar pictorul, începe prin clasa a patra să deseneze după natură, dar și tipurile colegilor. Îl desenează chiar pe profesorul său Ivan Șervănescu, directorul școlii, care văzându-i locul de desen, îl trimite la profesorul Constantinescu, profesor de desen al gimnaziului. Acesta, de altfel, îi dă primele îndrumări în domeniul creației artistice și hotărăște împreună cu directorul școlii să îl trimite la București, la școala de art sau școala de arte frumoase. Din păcate, neputând conta pe o susținere a familiei pentru a urma cursurile școlii de arte frumoase cum ar fi dorit, este angajat de către o rudă la Prefectura Județului Iohannas ca practicant la contabilitate. În același timp însă Marius Bunescu nu renunțase la programul de lectură și mai ales la desen, pe care nu îl neglijase niciodată. Prefectura de Iohannas îi acordă în anul 1906 o bursă putând astfel să plece la studii la München, unde a studiat până în anul 1912 la Academia de Arte Frumoase cu Hermann Grober și von Hacker. Cu banii câștigați, pictorul reușește să închirieze un atelier în departe de Academie, unde se pregătește în liniște pentru a trimite lucrări bine realizate la Salonul Bucureștean din 1912. În acest atelier lucrează împreună cu Bunescu și pictorii Mancu și Stoica, dar și Hârlescu, lucrând în patru vreo câteva luni până la înapoierea în țară. Marius Bunescu dorește însă să poată organiza prima expoziție personală la București. În toată această vreme, activitatea pictoricească a sa fiind deosebit de intens. Astfel, expoziția deschisă la București în aprilie 1919 a întrecut cu multe așteptările. Cele mai alese condei au comentat-o în presa timpului. Tonița scria de pildă. O pânză nu va viețui, în primul rând, decât prin frumusețea pastei colorate și prin puterea vibrației ei luminoase. În iarna lui 1920-1921 mai organizează o a doua expoziție personală, apoi este numit director al Muzeului Simu, unde rămâne aproape 3 decenii, neplătit fiind pentru această funcție, lucrând doar ca un devotat al artei. De asemenea, în anul 1949, îi se încredințează conducerea Galeriei Naționale de la Muzeul de Artă al României, unde, sub îndrumarea sa, construiește un valoros patrimoniu, dar și formarea unor specialiști care să ducă mai departe ființa Tezaurului Național. În același an, după mai bine de 3 decenii, pictorul Marius Bunescu are văzut orașul natal, casa părintească cu cei doi arbori măreți din poartă, plantat de tatăl său, pe care pictorul îi numește singurii mei urmași în Caracal. A călătorit mult, atât în țară cât și în străinătate, ajungând chiar până la Polul Nord, toate acestea fiindu-i surse de inspirație pentru arta sa. La fel ca și în introducere, voi încheia cu ceea ce pictorul spunea. Mergând pe drumul artei, n-am cerut vieții decât un singur lucru,
să-mi ajute să fiu pintor. Lucrul care de altfel s-a și întâmplat. Dar în continuare, cred că este mai bine să lăsăm un specialist să ne vorbească despre pinturile sale, așa încât îl invit pe colegul nostru, Florent Firea, să ne spună mai multe despre opere lui. Mai mulțumesc! Dragii mei, bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Profesorii care au venit în acest video, profesorii care au de la ele. Trebuie să știți că Marius Bonescu, pe numele adevărat, ar trebui să-l numim Marin Bunea, dar el se trage de undeva, familia sa se trage de undeva din Transilvania, însă el efectiv este născut în Caracas. Așa cum ați auzit, pictura o descoperă încă de la început, odată ce descoperă la talentul mamei sale de a țese popoare, probabil că de acolo o îmbracă și frumusețea culorii pure. În ceea ce privește mariera sa picturală, în mod sigur vreau să întreb, ați închis săbii astăzi, stați așa de tricoși, de stresați, dintre voi care se pricepe la desen sau care... Haide, de cineva a fost aici. Da, avem aici. Da, 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 da. De cât timp? Nu știu, a fost prea o parte cu școala vreun an, așa. E bine să urmați exemplul Marius Bonescu prin faptul că el a știut să se hrănească. Și pe unde a plecat? S-a hrănit cu ceea ce i-a oferit țărâna pământului din care s-a născut. Întotdeauna când a plecat, indiferent că s-a dus, așa cum ați auzit, în Germania, unde a studiat impresionismul german, destul de rece și dezacordat în comparație cu impresionismul francez, unde știți foarte bine, s-a luat să vă spun acum, mă vedeți, de fapt, el nu este mulțumit cu ceea ce studiază la Berlin și atunci este, va pleca, va renunța la studiile din Germania și va duce în, la Academia Liber din Humbert, din Paris, unde va studia impresionismul francez. Nici acolo nu va sta foarte, foarte, foarte mult, pentru că deja impresionismul a început să se transforme. Întors în țară, se va specializa în problema portretului. Să vedeți că aici avem o sumedenie de tablouri. Multe dintre ele sunt semnate de către pictorul Caracalea. El se specializează pe portret, însă nu, pe peisaj, însă nu se mulțumește doar cu peisajul, va studia și portretul și natura statică. O să vedeți și aici, dar și la secția de artă plastică a Muzeului Romanațului, o serie de lucrări lucrate care tratează problema foliilor, a fructelor și așa mai departe. Nu vă speriați, nu am să vă zic foarte, foarte mult, chiar vreau să colaborăm și să puneți întrebări sincere. Mă bucur din tot sufletul că s-a deschis pinacoteca și sper să fie deschisă tot mai mult pentru voi, pentru că este o bijuterie efectiv a orașului. În ceea ce privește maniera sa picturală, fără discuție, Bonescu întors în țară, colaborând cu aia sa artistică, trebuie să menționăm faptul și să fim mândri că pictorul nostru Caragalea a fost coleg și în același timp un prieten cu Tonița, cu Dărăscu, cu Iser, cu chiar cu Paladin, făcând o serie de colaborări, de expoziții și de schimburi de impresii teoretice sau picturale sau plastice, în urma cărora au rezultat o serie de lucrări de foarte bună calitate. La rugămintea pictorului, de altfel, Pinacoteca se înființează în 1947, însă la rugămintea pictorului Bunescu, o serie de pictori din țară, din Caracas sau din țară, printre care Iser, spuneam, Dărăscu și așa mai departe, donează câteva lucrări, fiecare cât lasă inima, pentru a se îmbogăți și mai bine secția de artă plastică, cea pe care o vedeți aici. Ca manieră de lucru, ce distrităm, de asta te-am întrebat cine e pasionat de pictură, haideți să discutăm puțin despre stil și despre manieră. Ce este stilul? Cum așteți voi? Asta este așa pe la literatură. Știți? O fel de manieră care desenează, adică fiecare își
știu că nu e așa că de nu mi-e cu desenul, dar atunci când faci o pictură, îți transmit toate simțurile tale, chiar dacă e un portret, îl personifici cumva, îi pui întrăsăturile tale, o, îi oferi egalități. Perfect, așa este. De pilă, care este stilul tău? Vorbim de un pictor, dar fiecare om trebuie menționat faptul că fiecare om are un stil al său. Totalitatea obiceiurilor, totalitatea formei de exprimare a lui. Vorbește mai rar, vorbește mai tare, vorbește mai încet, vorbește mai mult, vorbește mai puțin. Ține de stilistica lui. Ok? Așa, ca să nu, dacă Doamne ferește, voi iertați-mă dacă folosesc cuvinte mari și cuvinte neînțelese de voi, deși sunt foarte convins că pe la educație clasică ați folosit de cuvintele astea. Deci, raportându-ne la stilul artistului, trebuie precizat că el, deși studiază impresionism, atât impresionismul german, cât și impresionismul francez, nu se va limita doar la acest stil. Dacă ne uităm atât, câteva lucrări de aici. Aici avem un peisaj din Caraca, realizat în anul de Marius Bunescu. Comparând lucrarea de aici cu lucrarea de pildă de aici, observând, face și puțină probleme, face și câteva probleme de istorie artistică. Impresionismul se bazează în general pe fază de culoare. La vremea respectivă, încă impresioniști, cunoașteți probabil, au fost condamnați pentru felul în care lucrează. S-a considerat că ei sunt, nu-și finisează lucrările, le lasă la nivel de poșă, nefinisate, da? În momentul în care, până și impresioniștii și-au dat seama că e o problemă la nivel de amestec cromatic și la nivel de formă, forma era mai degrabă pulverizată, forma mai degrabă se vicea decât se vedea, da? A apărut peste ei neo-impresioniști și mai departe post-impresioniști, care ce au făcut? Au reactualizat și au revitalizat desenul. Da? Așa. Bun. Iată că aici avem două maniere total, aproape total diferite. Cum Marius Bunescu, care realizează un tablou în manieră impresionistă și un Marius Bunescu, care se realizează un tablou în manieră post-impresionistă. Da? El se mai joacă și cu altceva și trebuie să ține minte și asta. Poate dintre voi se mai află și fotografii. Avem de-a face cu amestecul cromatic. La început, în trecut, pictorii amestecau culoarea pe paletă, iar rezultatul puneau pe punză. Rezultatul era o culoare grea, da? Care nu face neapărat bine. La vremea respectivă a făcut bine, dar acum, ca pictor model, nu poți să mai lucrezi așa. Ce-a făcut neo-impresioniștii și mai departe post-impresioniștii? Neo-impresioniștii se nasc, am putea spune, odată cu nu odată. S-a văzut cu arta fotografică, pentru că fotografia, deși este în analize e scris că a apărut fotografia în 1939, da? Deși ea născută în 1826. De prima fotografie din lume, e o mică problemă a istoriei. Prima fotografie din lume se naște la 1826, e realizată de către francezul Niepce, da? Cu toate astea, fotografia e ca patent, se înregistrează în 1839 sub numele de daguerotipie. De ce? Pentru că este unul dintre asociații lui Niepce, este Daguer. Iar după ce Niepce moare, Daguer se apucă și își înregistrează patentul sub numele propriu. Așa, e bine, în perioada asta de profundă dezvoltare tehnologică și plastică, da? Apare neo-impresionismul care se hrănește foarte, foarte mult din lumea fotografiei, din descoperirile cromatologice. Așa, adică, luăm ca exemplu de pildă culoarea violet. Una este să amestece roșu cu albastru și normal că se obține o culoare tulbure, da? Știm foarte bine că uleiul, dacă am mai lucrat uleiul e un pic mai dur decât ar pare la mine, așa, are o putere de acoperire mai mare. Și atunci, în momentul în care amestec două nuanțe, obține o pastă mai tulbure. Ce au făcut neo-impresioniștii și mai departe sintetiștii, post-impresioniștii, sintetiștii, divizioniștii, iarăși, au, în loc să mai amestece culorile pe paletă, roșu cu albastru, au preferat să pună o pată roșie și o pată albastră. Știm foarte bine că juxtapunând, adică apropiind două fete, una lângă cealaltă, fiecare și dacă respectăm legea de bază a perspectivii și a cromatologiei, dacă punem un roșu lângă un albastru, știm că roșu e o culoare caldă, albastru este o culoare rece. Și atunci, roșu, datorită albastru se va încălzi și mai mult în domeniul său, da? Iar albastru se va răci și mai mult în domeniul său. Și din punctul ăsta de vedere, culoarea explodează, este mult mai vioaie, mai vivace, iar compoziția respiră mai mult. Da? Așa. Spuneam, ne întoarcem acum la ceea ce vorbeam. Bunescu
a, pe lângă faptul că a pictat foarte mult peisaj, a lucrat și o serie de, de portrete și autoportrete. Foarte cunoscută este seria autoportretelor. Lucrarea aceasta s-a făcut și într-o lucrare de referință a lui Vasile Florea, Artă Românească, Forum Moldovei. O carte foarte bună, nu știu dacă o avem la bibliotecă. Nu avem. O carte foarte bună, iar Vasile Florea este unul dintre autorii care pune foarte bine în valoare opera și maniera de execuție a pictorului Caracalea. El nu s-a, nu s-a limitat doar la autoportret, dar o să mai vedeți acolo și o compoziție, în compoziție, portretul tatălui său, o altă serie de alte portrete. Ce înțelegem noi, și vă dau, dacă vreți, o temă pe care nu am să vă corectez eu tema, corectați-vă singur lucrarea, uitați-vă în oglindă și faceți-vă fiecare portret. Autoportretul nu înseamnă că pictorul a vrut să arate cât de mare și de grandoman este. Nu, 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 pur și simplu e o cunoaștere. Da? Cel mai bun model, mai ales pentru colegii sau copiii care vor să studieze mai departe pictura și fotografie, cel mai bun model care stă la dispoziția ta ești chiar tu, pentru că te uiți în oglindă și te poți studia foarte, foarte bine. Știm foarte bine, am mai studiat noi și pe la anatomie câte ceva despre oase, corpul omenesc, așa, elemente de biomecanică, sistemul muscular, sistemul osos, da? Ei bine, studiind propriul portret, aflăm foarte, foarte multe lucruri. Da? Din punct de vedere material, apoi din punct de vedere spiritual. Dacă, din păcate, nu știu dacă mai avem aici, nu mai avem, din păcate, el a, spuneam, a realizat mai multe portrete ale sale, o să vedeți că de fiecare dată identificăm portretul sau chipul artistului, dar de fiecare dată se întâmplă ceva. El a avut grijă să schimbe și, și maniera de execuție, dar și partea stilistică de care vorbeam mai devreme. El nu a preferat să rămână toată viața un manierist, adică să înceapă bing-bang la 1906, când este trimis cu bursă la studiu în Germania, din 1906 până în 1971, când moare și este îngropat mai departe la felul, el nu rămâne pe aceeași manieră. Va schimba, va experimenta de fiecare dată. Așa cum spunea colega mea, a fost, pe lângă faptul că a fost un bun pictor, a fost și un bun cercetător, ajunge la Polul Nord. Pe câți dintre noi au posibilitatea să ajungă la Polul Nord acum? Sau voința să ajungă la Polul Nord? Da? Așa. Ca bun artist, poate vreți să mergeți în actorie, poate vreți să faceți muzică, nu știu. Trebuie să știți că trebuie să aveți un bagaj de cunoștințe vast. Nimeni vă primește dacă nu stăpâniți foarte, foarte bine problemele culturale contemporane și cele din trecut. Trebuie să citiți foarte, foarte mult și trebuie să călătoriți foarte mult. Și credeți-mă că rezultatele vor apărea, dar depinde de voi, da? Bun. Din punct de vedere pictural, paleta cromatică, observați că este destul de vastă, în ciuda faptului că unii îl consideră ca un pictor restrâns cromatic și în care se mai vede impresionismul german, observăm că avem o gamă cromatică foarte bine pusă la punct. Avem atât culori calde cât și culori reci. Culorile calde se mai numesc și cum? Gama de culori calde. Gama majoră, da? Așa. Iar gama de culori reci? Minoră. Așa. Observați dacă privim de la distanță. Haideți să facem un exercițiu. Dacă privim de la distanță o lucrare, așa, observăm că nu ne deranjează. Nu e nicio culoare care țipă. Asta lege de bază a unei compoziții picturale. Culorile sunt foarte bine armonizate. Mai mult decât atâta. Avem un prumut de culoare. Ce e asta? Aici avem domina albastră. Aici domină un brun, o culoare de pământ. Cu toate acestea, brunul de pământ conține și un pic de albastru, iar albastrul pe aici, pe acolo, da? Mai conține și anumite nuanțe de brun. Lucru care duce la unitatea și în același timp avem și diversitate, dar în același timp asigurăm și unitatea în compoziție. Da? Bun. Aici mă opresc, eu nu vreau să vă plictisesc foarte tare. Doamna profesoară, colega de suferință, doamna profesoară, dacă vrea să mă urecheze sau dacă are de completat. Eu am venit până în ziua ziua. Am venit să văd Pinacoteca, având în vedere că se deschide mai rar. Și n-am vrut să spun Pinacoteca, dar... Nu, e deschisă tot timpul. Așa am înțeles. Eu nu știu de la cine e deschisă tot timpul. Deci, până seara. Și am vrut să văd opera mare lui pictor Caracalean, care eu sunt adoptată de Caracal.
pentru că sunt din Corabia, de fel ca și colega mea de suferință de aici din liceu, care voi o cunoașteți, doamna profesoară Silvia Stoinescu. Îmi pare rău că nu e și dumneai, pentru că are ore mai târziu și are o mică problemă personală, dar va veni și a zis că o să vină să vadă la ore. Ceea ce văd îmi place foarte mult, îmi place albastru, care văd în fiecare lucrare. Albastru, eu îi spun, pot să-i spun, nu e chiar un albastru de voroneț, dar e un albastru plăcut ochiului, culoare rece care mă personifică. Nu sunt o ființă rece, dar îmi place culorile rece. Vă mulțumesc frumos că mi-ați dat cuvântul. Să ne vedem la mai multe lucrări personale, având în vedere copiii noștri sunt deștepți, eu nu pun, n-am talent, eu zic nu vreau. Dacă nu vreau, pot să spun că n-am talent. Dar dacă aș vrea, trebuie să iasă ceva. Da? Lucrând, exersând, asta contează foarte mult. Nu, stilul, cum a zis un profesor, nu trebuie să fie identificat numai prin portrete sau natură statică sau peisaj. Poți să-ți faci stilul tău personal. Da? Stil în funcție de cromatica respectivă, în funcție de temă, poți să diversifici, poți să citești din curentele artistico-plastice și automat îți vei găsi drumul. Restul rămâne la alegerea voastră, dragii mei copii și dragi colegi. Aș mai menționa ceva pentru viitor, cei care doresc de tot sufletul să avem dintre voi, să avem finaliști la absolvirea unei facultăți, în domeniul istoriei artei, poate, la sfârșitul acelei facultăți, să aveți o lucrare de licență bazată pe pinacotecă sau pe lucrările lui Bunescu. Aici să știți că e o mică lecție și avem câteva pagini legate de istoria artei. Identificăm mai multe curente și stiluri artistice de maximă referință, așa că nu neglijați pinacoteca. Da. Mulțumesc mult de tot! Eu aștept întrebările voastre, dacă aveți întrebări. Dacă, doamna... Dacă nu sunt întrebări, am să o rog pe doamna bibliotecar Sârbu Magdalena să ne redea o mică istorie a pinacotecii, câte exponate se găsesc în pinacotecă, cum a fost constituită pinacoteca, sau ascultăm pe doamna bibliotecar. Aș vrea să vă plictisesc, doar câteva cuvinte. Aș vrea în timpul ăsta să vizionați, să comentați, că în timp ce vorbesc. Foarte puțin am să vă spun, s-a înființat la 1 septembrie 1947, așa cum spunea și domnul Sorin Chirincu. Constituirea acesteia se datorează entuziasmului și membrilor societății culturale Haralam Cereca, o societate înființată la nivelul liceului nostru în anul 1944 din elevi și profesori. Colecția de tablouri s-a realizat fie prin donații de stat sau particulare, fie prin achiziții. Tot ce vedeți expus aici, aș vrea să vă întoarceți, să vă uitați la mine, că eu v-am spus asta, până în dreptul acelui bust din Madonna Albă, este toate tablourile sunt semnate de mari figurete, da? După cum vedeți, și natură statică, de care amintea domnul Lungu, și portrete, da? Marius Bunescu fiind principalul donator și propagator al ideii de înființare a acestei galerii de artă. O parte din aceste tablouri, și anume 17, au fost expuse în anul 1956 la expoziția retrospectivă de la București, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani ai artistului, vorbim de Marius Bunescu. Un an mai târziu, acesta a donat pinacotecii în semn de recunoștință un lot de 17 tablouri. Avem cele două busturi din marmură albă, pe care le vedeți, realizate de sculptorul italian Raffaello Romanelli, reprezentând pe Constantin și Eufrosina Corineanu. Avem bustul lui Marius Bunescu, pe care l-ați văzut sigur expus în fața liceului, realizat de sculptorul Corneliu Medrea. Și aici Magdalena Bunescu, soția acestuia, realizat de Ion Jala, iar un sculptor destul de renumit.
Avem slavele japoneze și kakemonourile, sunt opere de artă orientală. Da? Din secolul XVIII-XIX, o parte din ele, și anume 8, sunt donate chiar de Marius Brunescu. În anul 1949, da? Haideți că nu vă plictisesc, vă arăt ciză, uitați aici, ciză de care vorbea domnul Șirimbu, da? Căldânele, Iosifiză, l-am auzit. Este donat de Elena Dona, deținătoarea vestitei colecției Dr. Dona. Nu vă mai... Oricum, deci e grea multă informație, dar e urmare și nu mai ascultați. Noi mulțumim doamnelor că au venit și cu ocazia asta și mulți dintre voi ați călcat în această incintă, da? Vă mai așteptăm, sunteți a noua. A 12-a, doriți să ne fim a... Ei sunt a 12-a, ei sunt a 9-a. Da, nimic. Ei știu sigur care.